opinia unor telespectatori cu privire la evoluția pandemiei. Interpretarea politicianistă a propunerilor Institutului Național de Boli Infecțioase, profesor Matei Balș. În spațiul public au apărut foarte multe idei și propuneri privind măsurile ce pot fi luate în scopul micșorării efectelor pandemiei de coronavirus. Propuneri fac politicienii, organele administrative, presa, biserica, Ministerul de Interne, etc. Iar pentru prima dată a apărut și un plan de măsuri foarte coerent, difuzat de o importantă instituție medicală, căreia îi datorăm organizarea științifică a asistenței bolnavului cu COVID-19. Din nefericire, acest grupaj de măsuri raționale a fost preluat în mod corect și prelucrat politicianist, iar o sumă de personalități politice încearcă să câștige capital politic, în felul acesta dând interpretări care nu există în text. Documentul difuzat de specialiștii de la Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor Matei Balș, nu prevede excluderea socială a persoanelor în vârstă, ci din contră o menținere a acestora în familii la propriul domiciliu sau în cazuri medico-sociale în instituții specializate ale statului, ceea ce se întâmplă și în momentul de față. Documentul nu vizează discriminarea persoanelor în vârstă, ci o protecție suplimentară, inclusiv prin prelungirea restricțiilor existente. Cum am putea interpreta în momentul de față faptul că persoanele peste 65 de ani nu au voie să circule decât între orele 11 și 13? Nici în cazul acesta nu este vorba de discriminare, ci despre o protecție medico-socială a unui grup populațional vulnerabil. Să luăm aminte la propunerile celei mai importante instituții sanitare din România angajată în combaterea efectelor epidemiei de coronavirus. Planul propus de Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor Matei Balș, trebuie menținut în atenție, iar propunerile avansate trebuie aplicate dacă va fi necesar. Cităm din programul Vacanța Mare de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 COVID-19. Măsuri imediate pentru fiecare categorie de vârstă enunțată. Persoanele peste 65 de ani, izolare la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni, indiferent cum se cheamă domiciliu, casă proprie, relocare într-o casă liberă sau relocare instituționalizată. Susținerea acestor persoane respectând cu strictețe măsurile de distanțare socială pe toată această durată, susținerea va fi efectuată fie de rudele directe, indirecte, fie de autorități și cu ajutorul ONG-urilor. Monitorizarea acestor persoane se face la poliția locală și autoritățile locale. Aceste prevederi există deja în ordonanțele emise de guvern, iar documentul de la Balș nu cere condiții noi, ci doar prelungirea stării de izolare, carantină, etc. Dar dacă aplicăm aceeași defectuoasă analiză ordonanțelor în vigoare, cum am putea interpreta carantinarea de persoane, localități, etc.? Analizând cu obiectivitate situația, să avem în vedere documentul de la Balș, deoarece s-ar putea ca situația să ne oblige la o prelungire a măsurilor existente pentru persoanele în vârstă. Să nu uităm că media vârstnicilor dintre cei decedați depășește 80%. Să facem totul pentru a-i proteja. Autoritățile politice par a fi deranjate mai mult de faptul că au apărut niște propuneri reglementare din partea unor instituții specializate care până în momentul de față nu au fost consultate, drept care au dat documentului o interpretare eronată cu sensuri care nu există în text. Materialul de la Balș cuprinde niște propuneri și nu dorește și nici nu poate să înlocuiască ordonanțele militare. În loc să stimuleze propunerile specialiștilor cunoscători în domeniul epidemiologic, unii oameni politici condamnă și bagatelizează unele încercări de a contribui prin experiență și profesionalism la conturarea unor măsuri potrivite situației. Avem nevoie de expertiza specialiștilor, iar părerile acestora trebuie stimulate și nici de cum de opinii politice. Opiniile politice nu vindecă.